16 Декатаря Решкаймен и Чипчичной станции Деждекатом, компонента Деждекатору Татьяна Билов, Грифьер Анна Тенешко, Пикауза Контравенционал, Кондра Андриан Вячеслав. База артикул 395, 441, 458, 460, 462, код контравенционал. Articolul 387, cod de procedură penală a Republicii Moldova, instanță hotărăște. Se încetează procedura contravențională pornită de către Procuratura Sectorului Râșcani Municipiul la 15 iulie 2013 în privința lui Condrea Andrean Zimei, articolul 313, cod contravențional, de lipsa faptului contravenției. Acțiunea civilă depusă de victima Brega Oleg se respinge ca întemeiată. Copia hotărârii de mânat părților interesate. Hotărârea este definitivă, se putea de recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile prin intermediul judecătorii Râșcani, municipiul Chișinău. Judecător Tatiana Bivol, semnătura, ședința se declară închisă. Este clară hotărârea? Este clară. Așa. Vă rog frumos, primiți câte o copie este hotărârea de la grefier, pentru ce vă sunați în închisă corespunzătoare. Lăsați ei întâi Condrea, că el se grăbește. L-așteaptă Diacov să-i mai servească cu... La revedere! Acolo erau fapte penale și noi asta n-ați văzut nici contravenționale. Legea la acordă, nu dumneavoastră mi l-ați acordat termenul. Am indicat. Aveți nevoie și dumneavoastră de o copie, da? Era... Nu știu cum este. Om rău și ești. Mă știți după colț, a? Nu știu a câta oară examinează judecătoria Râșcani cazul ăsta și cam de fiecare dată instanța de fond zice că e nevinovat Condrea și cam de fiecare dată curtea de apel zice că nu s-a examinat pe toate părțile și hai din nou. Bătaie de jocul și a expirat toate termenele de prescripție. Fapta lui sunt componente penale și ei nici contravenții nu vor să o constate. Zic că nu e încurajare ca polițiștii, oamenii în uniformă, să-și bată joc de oameni când vor pur și simplu să intre într-o instanță de drept, să aibă acces la informații. S-a terminat democrația în Moldova.